Hotărâre definitivă pentru fostul șef al poliției Urdari. Nicu Pasăre a contestat decizia prin care a fost pus sub control judiciar. Astăzi, a doua instanță i-a respins acțiunea pe motiv că este nefondată. În aceste condiții, bărbatul pus la dispoziția superiorilor nu are voie să plece din România și nici să se apropie de martorii din dosar. Bărbatul a fost trimis în judecată de procurori după ce o localnică l-a reclamat că i-ar fi cerut favoruri sexuale pentru a o scăpa de acuzațiile dintr-un dosar penal. Fostul șef al poliției Urdari va rămâne sub control judiciar în timpul procesului de la judecătoria Târgu Jiu. Acesta a contestat hotărârea, însă astăzi a primit același verdict. Respinge ca nefondate contestațiile formulate, obligă contestatorul la 40 de lei cheltuieli judiciare în favoarea statului. Definitivă, au decis magistrații. Omul legii a fost trimis în judecată pentru favorizarea făptuitorului, folosirea abuzivă a funcției în scop sexual și fals intelectual. Acesta a ajuns în atenția anchetatorilor luna trecută, când o localnic a reclamat că polițistul i-ar fi făcut o propunere indecentă pentru a o scăpa de acuzațiile dintr-un dosar penal. Acum este obligat să nu desfășoare activitatea în exercitarea căreia a săvârșit fapta. Astăzi, de exemplu, a fost de serviciu la intrarea în sediul IPJ Gorj. Omul legii a petrecut 24 de ore în arest după acuzații. Pentru a piedica tragerea la răspundere penală a unei persoane pe care a surprins-o în timp ce transporta o cantitate de cărbune sustras, a întocmit în fals un proces verbal prin care excludea participația penală a persoanei respective. Ulterior, pentru a soluționa favorabil atât această cauză cât și alte cauze pe care le instrumenta, acesta a pretins favoruri de natură sexuală de la o persoană direct interesată. Surse susțin că, dintr-o înregistrare audio din sediul instituției pe care a condus-o, a reieșit doar că omul legii ar fi făcut, de fapt, o glumă.